50 de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta au intervenit pentru stingerea unor incendii izbucnite la vegetație uscată pe raza localităților Fântânile Negre, Poroina Mare și Potușii Severinești. În localitatea Fântânile Negre, flăcările au cuprins sute de hectare de vegetație uscată, fiind afectate 4 anexe gospodărești nelocuite, 2 garduri, un depozit de lemne, o anexă a unei gospodării și un adăpost de animale. Pompierii militari au reușit să împiedice răspândirea flăcărilor la locuințele cetățenilor. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit la 87 de situații de urgență, dintre acestea 36 fiind pentru stingerea unor incendii izbucnite la vegetație uscată, pe raza a 26 de unități administrativ-teritoriale. Pompierii au depus eforturi susținute pentru limitarea și stingerea incendiilor, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la locuințele cetățenilor. Peste 700 de hectare de vegetație uscată și miriște, dar și peste 100 de hectare de lidieră au fost cuprinse de flăcări, ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor de către cetățeni. În Poroina Mare, focul a cuprins acoperișul unei case părăsite, o anexă gospodărească, un gard, un depozit de furaje, 30 de pomi fructiferi și o cultură de viță de vie. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii ca urmare a folosirii focului pentru igienizare, ne reamintim cetățenilor că arderea se execută în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. De asemenea, aceștia trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu părăsească locul arderii până la stingerea completă a focarilor. Facem precizarea că arderea miriștilor, a vegetației uscate și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu focul emis de primărie cu avizul Cărții de Mediu și fără luarea măsurilor de împiedicare a propagării focului la vecinătăți, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. În sprijinul pompierilor mehedințeni a intervenit și un echipaj de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Dolj. De asemenea, paramedicii Zmurd au acordat îngrijiri medicale unui bărbat care a suferit arsuri superficiale la nivelul feței, acesta refuzând transportul la spital.